Vă salut! În acest video o să discutăm despre sarea amară și despre cum ne poate ajuta aceasta în prevenirea și tratarea carenței de magneziu. Sarea amară sau sarea Epsom, cum se mai numește, e un produs natural, este extrasă de undeva din Anglia, din zona Epsom, de acolo și denumirea de sare Epsom, și mai exact este un sulfat de magneziu, adică conține sulf și magneziu. Există două forme, cea lichidă, cum am și eu aici în bidon, sau există sub formă solidă, sub formă de cristale. Nu fac reclamă, asta s-a întâmplat să o găsesc în magazinele de profil. Probabil că sunt și alte firme, produsul în sine este același. Sarea amară la plante se folosește foarte mult la conifere, tuia, pleilandii, ienuperi, pentru a preveni carența de magneziu. La conifere, carența de magneziu se evidențiază prin ușoară îngălbenire a acelor, a frunzulițelor, urmată de maronirea acestora. Magneziu este elementul principal din clorofilă. Mai multă clorofilă înseamnă o plantă mai verde. Aplicând acest produs o dată pe an, în special primăvara, evităm apariția unor carențe de magneziu. Asta în ceea ce privește în special coniferele. De ce produsul se folosește în special la conifere? Coniferele de obicei trăiesc într-un sol cu pH acid. pH-ul acid sau solurile cu pH acid sunt cele mai predispuse la deficitul, la carența de magneziu. Deci plantele nu reușesc să-și extragă magneziu din solul cu pH scăzut, cu pH acid. Și atunci de asta se aplică acest produs pentru corectarea eventualei carențe. Acum, pe lângă conifere, carența de magneziu apare și la alte plante. Așa arată. Adică venele sunt nervurile, sunt în verde închis, iar restul frunzei se face un verde deschis ușor spre galben. Magneziu este un element mobil în plantă, adică planta poate să-l extragă din frunzele mai bătrâne, din frunzele de la bază și să-l îndrepte către frunzele tinere. O să vă arăt imediat pe plantă despre ce vorbesc. Ca să vă și exemplific, să vă și arăt despre ce vă povesteam. Deci cum știm că este carență de magneziu? În primul rând, nervurile, care sunt verde închis și restul frunzei este un verde deschis spre galben. Și la acest nou lăstar, care a dat de pe tulpină, primele trei rămurele de la bază, care sunt mai vechi, da? Sunt mai bătrâne, sunt primele, prezintă această decolorare. Adică planta a tras magneziu din ele și le-a îndreptat către următoarele, care sunt verzi. Arată foarte bine, nu prezintă niciun fel de carență. De la cele mai bătrâne a fost luat magneziu și a fost împins către vârfurile tinere. Venind la sarea Epsom sau sarea amară, nu contează producătorul, produsul în sine este același, sulfat de magneziu. Nu pot să fie concentrații diferite de sulf și de magneziu, în funcție de solid sau de lichid. Tot timpul urmărim specificațiile de pe produs, specificațiile producătorului. Asta conține oxid de magneziu 5% și sulf 10%.
conform producătorului, vom folosi conifere, legume, pomi fructiferi undeva la 0,5-0,75 litri la 10 litri. Deci 0,5 ar veni undeva 5% concentrație. Una, două stropiri. Produsul se poate aplica atât foliar, cât și udat la rădăcină. Înainte de folosire, îl vom agita foarte, foarte bine, să nu existe depuneri în cazul în care a stat prea mult. Și termen de valabilitate este nelimitat, adică se poate ține oricând, oricât de mult. Îl agităm bine, facem diluția de 5% și îl aplicăm cu veromorelul sau cu orice pulverizator. Pentru conifere putem să punem preventiv o dată primăvara, iar pentru restul plantelor, inclusiv pentru legume, în cazul în care apar semne de carență. Produs foarte simplu de utilizat, un îngrășământ natural, folosim atât preventiv cât și la nevoie. Sper că informațiile v-au fost de folos, iar până data viitoare, numai bine!